am fost la anumită spa și mi-au zis că am parodontoz. Am fost la alte trei cabinete și mi-au zis că nu am nimic. Ăștia vor să-mi ia bani. Și asta e schema. E o schemă. E schema. E gen Caritas. La Life and the Spa noi avem o schemă, știți? În care mințim pacienții că au gingivită și parodontoză ca să le luăm banii. Da, și cu banii aceia noi mergem pe lună și construim acolo clinici pentru extraterestri. Deci, în primul rând vreau să vă spun că probabil că suntem printre puținii care diagnosticăm corect problemele parodontale. Și eu vă spun asta pentru că noi colaborăm în acest moment cu 130 de medici în toate clinicile noastre din țară și din București. Și vreau să vă spun că noi lucrăm într-un soft. În softul respectiv se adaugă pozele de diagnostic ale pacienților și planurile lor de tratament. Și eu pot să verific dacă unui pacient i s-a pus un diagnostic greșit sau nu, pentru că eu mă uit acolo să văd dacă pozele pacientului corespund cu planul de tratament pe care l-a făcut medicul respectiv. Da? Și vreau să vă spun că situația despre care vorbim noi acum, deci comentariul ăsta, era al unui pacient sau al unei paciente care avea într-adevăr boală parodontală. Dar avea dinții frumoși, că zicea, și medicul mi-a zis că am dinții frumoși. Dragilor, de aceea parodontoza se numește boala dinților frumoși. De ce? Pentru că afectează gingiile. Și te uiți în oglindă, ai dinții frumoși. Da, exact. Și într-adevăr este o problemă în România pe parte de diagnostica acestei boli, pentru că de cele mai multe ori trece neobservată, nu este băgată în seamă, nu este tratată, nu, sau când este tratată, e tratată superficial. Sau este prea târziu, nu se mai poate face nimic și trebuie să-ți extragă dinții. De ce credeți că am pânzit stomatologia internetul cu dinți fix în 24 de ore? Vă întrebați oare de ce? Cred că în România se fac cele mai multe cazuri de dinți fixi din lume. Asta am putea face o statistică și cred că am câștigat. Care e motivul pentru care ați dat acest comentariu? Că parodontoza e ceva ce eu nu am și să fugă de la anumită spa. Pentru că parodontoza nu e diagnosticată la timp. Că dacă ar fi diagnosticată la timp și tratată la timp, credeți-mă, noi avem un protocol pe care îl folosim de 7 ani în România, care folosește laserele dentare, care nu folosește chiureta și care este foarte, foarte eficient. Și ăsta e un lucru pe care îl putem demonstra cu mii de pacienți tratați, mulțumiți, care sunt bine și pe termen lung, că am avut timp să-i și monitorizăm. Așa că mare grijă de la cine luați sfaturi. De exemplu, dacă mergeți la un nutriționist, asigurați-vă că nu este obez cel care vă dă sfaturi de cum să vă întreține silueta, pentru că e important ca oamenii aceia care chiar vă dau sfaturi adevărate să fie și autentici. Noi chiar punem suflet în ceea ce facem și toate diagnosticările și toate protocoalele pe care le avem au fost verificate și răți verificate și verificăm toate cazurile și ne asigurăm că pacientul chiar este tratat corect și corespunzător. Pentru că nu vrem să ne batem în joc de nimeni, tratăm ca pacienții ca și când ne-am tratat părinții sau pe noi înșine, da. Și cum ar mai fi să ne batem joc de oameni și să-i mințim? Să le luăm banii. Avem un sac cu bani la recepție pe care îl umplem cu bani nemunciți. Noi să știți că muncim pentru toate lucrurile astea, protocoalele noastre de lucru sunt toate verificate. Eu mă asigur că echipa noastră primește trainingul corespunzător și pe diagnostic și pe tratament, Așa că doamna care a dat acel comentariu, o așteptăm în clinică și o să-i facem un discount de 50% la tratarea parodontozei. Doar ca să înțeleagă că e important să rămâi cu dinții pe arcade. Vă mulțumim!